Polițiștii hunedoreni au identificat în urma unei percheziții domiciliare în Giugiu două arme letale vechi aduse din Anglia, care erau deținute ilegal. În aceea zi, oamenii legii au identificat în comuna Cârjiți un bărbat care a utilizat o armă de vânătoare fără a deține o autorizație emisă de gestionarul fondului cinegetic. În ambele cazuri au fost întocmite dosare de cercetare penală. În urma unei percheziții domiciliare efectuate pe raza localității Giugiu, polițiștii au identificat la domiciliul unui bărbat în vârstă de 52 de ani două arme letale vechi. Acestea au fost aduse din Anglia de persoana percheziționată și erau deținute ilegal. În cauză, polițiștii continuă cercetările în dosarul de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. În acea zi, oamenii legii au identificat un alt bărbat în vârstă de 39 de ani din comuna Cârjiți, deținător legal al unei arme de vânătoare, fără a fi înscris sau a deține o autorizație de vânătoare emisă de gestionarul fondului cinegetic. Bărbatul a purtat și folosit arma de vânătoare tip carabină, pe care a ascuns-o inițial în vegetația de pe marginea drumului în scopul efectuării de acte de braconaj. Arma a fost în mâna acestuia de o altă persoană din aceeași comună, deținător legal al acesteia, împreună cu muniția aferentă, ea fiind găsită încărcată cu 3 cartușe. În continuarea cercetărilor, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul a efectuat foc fără drept cu arma ce o avea asupra sa. Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de braconaj și uz de armă, iar arma de vânătoare și muniția identificată a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor.